A vorbit șeful statului și despre susținerea pe diverse dimensiuni a Republicii Moldova. În acest moment este în pericol Republica Moldova? Rusul este caghebist și este comunist și este, spuneți cum vreți. Și în momentul acesta rusul pare că dă dovadă și de multă nebunie. Adică nimeni dintre noi nu ne-am gândit că este atât de plin de ură și de plin de revenge, de revendicare oarecum, de a-și căuta, să zic așa, locul în istorie, dar pe partea negativă, adică să fie un personaj negativ al istoriei și a încerca să meargă într-un război care nu l-a mai crezut posibil. Probabil că credeam posibil, să zic așa, undeva prin zona tribală, unde să-și revendice anumite teritorii, dar astăzi, în 2022, să crezi că în Europa poate să mai întâmple un război de revendicare teritorială era imposibil de crezut pentru noi. Am crezut cu toții că acesta se va opri la zona aceasta de amenințare, de a încerca să negocieze, de a obține probabil anumite, să zic așa, favoruri, însă chiar n-am crezut că este în stare pur și simplu să pună tancurile în funcțiune și să traverseze cu ele Ucraina, să meargă să înconjoare Ucraina și să o amenințe și în același timp să facă aceste distrugeri masive care le vedem astăzi în Ucraina. Și se trimite tineri, foarte tineri soldații ruși. Da, care din punctul meu de vedere este o formă de nebunie. Deja s-a ajuns la forma aceasta de logică militară doar, fără să mai gândească într-o logică politică, în ce se poate întâmpla din punct de vedere politică a geostrategiei, să zic așa, dintr-o altă perspectivă diplomatică, nu dintr-una doar strict militară. Însă, în această nebunie a lui, eu cred că Putin va continua acest demers, această incursiune pentru revendicarea teritorială. Nu se va opri, probabil, la aceste negocieri pe care vedem că le face oarecum cu forțe sub și încearcă să tragă de timp și să arunce praf în orbită. Noi suntem dispuși să negociem, dar ăștia alți nu vrin cu nicio propunere concretă, doar noi să cedăm, așadar nu cedăm. Și vedem din ce în ce mai multe pretenții, să zic așa. Nu numai că vrea să golească România de trupe NATO și de orice fel de instalații ale NATO și tehnică NATO, nu numai că vrea toată granița Rusiei sau, mă rog, a acelor republici aservite, pentru că Belarusul este un papițoi pe care acestea îl comandă cum vrea el. Și bineînțeles că toate celelalte lucruri pe care le face ne duce pe noi cu gândul, la cei care suntem în zona aceasta de politică externă și securitate, că de fapt vrea să ajungă la gurile Dunării, ceea ce am spus-o mai demult, că de fapt iată a acaparat insula Șerpilor, fiind la 42 de kilometri de România, ceea ce înseamnă că în câteva minute poate să trimită bombe spre România, că acesta de fapt ajunge până la Tulcea, Galați, Brăila, adică te uiți puțin peste râu și vezi dincolo tancul rusesc. Iar din punctul meu de vedere, Moldova este în pericol în acest moment. Mi-ar place să spun că nu este, dar este. Capacitățile de apărare ale Moldovei sunt mult inferioare față de ceea ce este în Ucraina acum. Să dea Dumnezeu să fie bine, însă din punctul meu de vedere, Putin nu se va opri, pentru că în acest moment, mai ales după CSAT-ul de astăzi, când România de fapt devine un hub de protecție pentru Ucraina în acest moment, pentru tot ceea ce înseamnă traficul spre Ucraina și, bineînțeles, apărarea NATO, în acest moment, ca o lecție probabil ca să dea României, va fi și atacul asupra Moldovei. De aceea, din punctul meu de vedere, aici trebuie să fim foarte precauți. Ce mă îngrijorează este, să zic așa, naivitatea unora care cred că de fapt acesta se va opri, că de fapt sunt teritoriile lui, că de fapt ce să ne băgăm noi, că am auzit retorica asta zilele trecute, de ce ne băgăm noi că Luganskul și Donetsk sunt teritorii rusești și au fost întotdeauna și de ce ne băgăm noi acolo. Ceea ce am crezut cu toții, să zic, care suntem în zona aceasta de expertiză și am încercat să identificăm planul de bătaie și strategia pe care o are, a fost că este doar o acaparare a Mării Azov și închiderea acelui cer ca să devină un lac rusesc și probabil să aibă o prezență militară mult mai consistentă în Marea Neagră, o zonă militarizată de care vorbim de ceva timp încoace. România a introdus ideea celor trei mări, am vorbit foarte mult despre securitate de la Marea Neagră, am încercat prin toate luările de poziții, prin think tank-urile românești, și aici vreau să vorbesc despre New Strategy Center, care a făcut o dezbatere foarte serioasă și a produs white papers pe povestea respectivă, și multe alte instituții care
au fost atenți la ceea ce se întâmplă acolo, că am spus, fiți mai atenți la ce se întâmplă la Marea Neagră. Și cred că lucrul acesta probabil a fost luat oarecum cu neseriozitate de către marile puteri, de către multe cancelarii și iată că am ajuns într-o situație de necrezut, incredibilă pentru noi, pentru cei din jurul nostru, dar într-o zonă de disconfort oarecum și cred că lucrul acesta ne îngrijorează pe noi pe toți și foarte mulți din România. Deși vreau să repet și să spun de fiecare dată când pot, România în momentul acesta având umbrela NATO, nu suntem în pericol. Da? Și asta este, dacă vreți, pentru noi o chestiune extraordinară. Dar, uite, Ucraina și Moldova, care tot timpul au spus noi suntem neutri, Putin a spus, nu luați de aici neutralitatea. Sunt în pericol.